Bună ziua! Vă rog, luați loc. Spuneți-mi cum vă pot ajuta. Sunt foarte supărată pentru că... Sunt foarte supărată pentru că m-au dat afară din partid, atenție, acești neiubitori de țară care nu își iubesc țara, acești tâmpiți, acești ingrați, iar eu am măsuri, mi-am făcut testul COVID, atenție, și testul de inteligență, iar ambele au ieșit negative, atenție, nu mă afectează nici inteligența, nici COVID-ul, atenție, așa că acești trădători, acești tâmpiți, cum e domnul Iohannis care vrea să ne bage la abator? Vrea să ne bage domnul Iohannis ca niște vite! Bine, bine, haideți vă rog să ne oprim o secundă. Povestiți-mi un pic despre copilăria de noastră, dacă vreți. De mică colecționam, atenție, mult aur, iar la un moment dat mi-am dat seama, domnule, mi-am dat seama că acea este tinichea și m-am simțit din nou trădată, nici la balurile mascate, atenție, nu mergeam cu mască pentru că nu puteam să respir, domnule. Aceste jigodii care mă puneau pe mine să-mi pun acea mască, am fost exmatriculată și în clasa a doua pentru că nu am vrut să-mi pun acea mască, domnule, ca să mă ducă la abator să mă vaccineze. Nu! Nu permit să mă ducă la abator ca pe o vacă. Ce e asta, domnule Iohannis? Ce faceți? Din clasa a doua vă permiteți să-mi faceți vaccin? Ok. Ce activități preferați când erați la școală? Cum ce? Pauza de masă. Pot vă rog să vă pun o întrebare un pic mai personală? Spuneți-mi, când ați făcut ultima dată sex? Sex nu există, domnule! Nu cred! Este o conspirație! Dar știți că sexul chiar există, nu? Sunteți conștientă de asta? Ingratule care ești! Cum să-mi spui așa ceva? Trădătorule de popor și de neam! Apropo de neam, ne-am f***ut noi! Ca să știi tu sigur că sexul nu e o conspirație? Tâlharule! Psiholog pe dracu. Trebuie trimisă la psihiatru. Avinelele mele. Numele meu este Mihaela și aș vrea să știu cu ce te pot ajuta. Stai seama, na, ai trimis echipa de producție că a zis că sunt instabil, dar eu nu cred, eu cred că e probă sau ceva, de asta nu, cred că e trăg de proba asta, nu? Dar de ce crezi că te-au trimis? Păi totul a plecat de la scrisoarea aia de a trimis-o. Păi și ce scria în scrisoarea aia? Ce prost sunt! Cel mai prost! Dar de ce plângi așa? Dar ce scria în scrisoarea aia? Spunea că mă iubește și că mă așteaptă acasă. Ce prost! Păi și tu de ce plângi? Că asta este de bine? Că sunt prost de aia, că sunt cel mai prost eu! Nu înțeleg de ce simți nevoia să te lovești în cap. Păi numai acolo mă doare, că dacă aici dau, aici sunt blindat ca mușchi. Hai să ne calmăm. Ce te supără pe tine, de fapt, la situația asta? Am dezamăgit-o că-s prostul trebuia. Am dezamăgit-o. Cum ai dezamăgit-o? Că tu doar n-ai înșelat-o pe fata aia, nu? Am dezamăgit-o că am pierdut la ultima probă. Și tu de asta ești așa supărat? Păi nu sunt supărat, dai seama, regia m-a rugat să fac audiență și am făcut așa de bine că m-au trimis aici. Ok, deci tu ești supărat că ai dezamăgit-o pe fată și că nu te iartă, sau cum? Nu, ea mă iartă, sigur, mă iartă, sigur mă iartă și o să facem copii când ajung acasă și o să fii stupie. Păi și de ce plângi așa de tare? Ce te supără de fapt? Nimic nu mă supără, dar...
Unde suntem aici? De ce nu mai suntem la probe? Eu trebuie să câștig. Blindat. Bună ziua. Spuneți-mi, mă rog, ce vă aduce pe aici? Bună seara. Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră pentru a împărtăși secretele și cele mai personale probleme ale mele. Dar vreau să vă întreb despre dumneavoastră, ce îmi puteți spune? Despre mine vă pot spune că sunt în slujba statului la învățământul educațional. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Copilăria mea a fost exact ca celorlalți copii din învățământul românesc, pentru a se bucura tot de educația noastră și tot de învățămintele pe care le desfășurăm în cadrul acestei instituții. Povestește-mi, te rog, o întâmplare din copilăria ta. La un moment dat am avut în clasă un coleg care m-a plăcut. În sfârșit, ceva personal. Și cum te-ai simțit atunci? M-am simțit ca orice elev din învățământul românesc și ne-a dat cu putință forța de a crea într-un mod cât mai dezinvolt și lipsit de un discurs lemnos din epoca modernă, adică aceasta. Hei! Hei! Dar ce faceți? V-am spus cât sunteți la școală, nu doarme nimeni.